Așa, stimați membri ai Comisiei de Susținere a Tezilor de Doctorat, onorată asistență, astăzi se propune pentru susținere teza de doctor în științe, în științele educației a doamnei Nastas Natalia. Permit să dau citire extrasă din procesul verbal al ședinței Consiliului Științific al Universității de Stat de Educație și Sport din 25 august 2020, ce ține de componența comisiei. Astfel a fost alcătuită comisia din Buftea Victor, doctor habilitat, profesor universitar ca președinte, dar vreau să des la curent că s-a întâmplat ce s-a întâmplat azi mai mulți, cu mai multe lume din țară. Dumnezeu s-a îmbolnăvit și printr-o hotărâre sau printr-o scrisoare adresată Agenției Naționale de Calitate în Educație și Cercetare, a fost înlocuit cu cel care vă vorbește. O noi, Mihai, doctor în științe pedagogice, conferențial, universitar, secretar științific. Camenev, Zinaida, doctor în filologie. Camenev, Zinaida, doctor în filologie, conferențial, universitar, Universitatea de Stat din Moldova, membru. Carpion, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, membru. Și ai confirmat în calitate de referință oficială. Domnul Vico Dragoș, doctor candidat, profesor Universitatea de Stat Educație și Sport. Și domnul Potop Vladimir, doctor candidat de Educație și Sport, profesor Universitatea Ecologică din București, România. Pentru început, trebuie să-i ofer cuvântul secretarului comisiei pentru a da citire situația și ține de dosarul. Doamne, Anastasia, vă zic. Pretendenta de astăzi, doamna Anastas Natalia, s-a născut, dacă îmi permite să dau citire CV-ului, în primul rând, s-a născut la 08 iulie 1983, educație și formare, 2016-2019, studiile în cadrul școlii doctorale a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, 2017-2019, master fitness loazir, Universitatea Dumnezeu de Jos din Galați, România, 2013-2015, Master Educație Lingvistică și Comunicare Interculturală, Universitatea Pedagogică de Stat Ungureanu din Chișinău, 2002-2006, Licență Limbi și Literatură Modernă, Universitatea Sapienza din Roma, Italia, și 98-2001, Diplomă de Bacalaureat. Ce ține de experiența profesională, 2016 prezent, asistent universitar în cadrul Universității de Stat Educație și Sport, Catedra Limbi Moderne, 2016 prezent, asistent universitar, Universitatea Dunărul Jos de Galați, din 26-10-2015, prezent, laborant superior în cadrul Centrului de Cercetări Științifice în Educație Fizică și Sport. Dumnezeu a participat și în cadrul proiectului pentru tineri cercetători, socializarea adolescenților prin practicarea formelor de turism activ. Deține o serie de abilități și competențe care, sigur, dumneavoastră în cerințele în vigoare. Ce ține de dosarul prezentat, dosarul corespunde cerințelor ANACEC. Toate documentele care sunt incluse în lista parvenite de la ANACEC sunt în corespundere cu cerințele în vigoare. Tot da? Da. Da, mulțumim. Poftim, dacă aveți întrebări ce ține de completarea dosarului. Nu, vă rog. Nu sunt întrebări, da? Da, mulțumim. Mulțumim domnului. Dacă nu sunt alte întrebări, conform procedurii, se oferă cuvântul pretendentei la titlul prințelii în loc, doamna Anastas Natalia. Natalia, aveți 20 minute pentru expunerea materialului. Poftim. Mulțumesc. Bună ziua, mulți stimate conducători științific, mulți stimate președinte, mulți stimate secretar științific, referenții oficiali, membri ai Comisiei de Doctorat, onorată asistență. Tema mea de cercetare este formarea competențelor profesionale la studenții instituțiilor de cultură fizică în cadrul disciplinei limba engleză. Conducător științific, Dorgan Viorel, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar. Actualitatea și importanța temei abordate. Elaborarea, structurarea și integrarea bilaterală a conținuturilor disciplinei de învățământ din punct de vedere didactic, în cazul cercetării noastre, reflectă îmbinarea a două discipline. Pe de o parte, limba engleză cu un conținut de învățământ obligatoriu, iar pe de altă parte, includerea conținutului în curriculum disciplinar de limba engleză a științelor culturii fizice și sportului, în cazul nostru fitness și programe de recreare, prin interacțiune și intercondiționarea lor, utilizând criterii de modernizare ca proces didactic unitar interdisciplinar, considerat o problemă esențială a științei moderne, după Cartaleanu, Kosovan, Vecchiu, Claparet. Concepția europeană de învățământ a pus accent pe formarea, dezvoltarea profesională a viitorilor specialiști.
să știe și să proceseze informația esențială, să folosească noile tehnologii informaționale, să aibă conștiință superioară, gândire și să comunice eficient. În cercetarea noastră, activitatea de formare a competențelor profesionale s-au păstrat unele condiții cu caracter modern. S-a asigurat un conținut riguros științific în didactica limbii engleze și culturii fizice și sportului. Asigurarea procesului instructiv-educativ cu ajutorul unor tehnici active. Angajarea totală pe studenți în ora de curs în soluționarea problemelor cheie puse în discuție din două discipline, limba engleză și fitness cu programe de recreare. Pregătirea superioară de specialitate în lumina cercetărilor științifice la nivel internațional. Trezirea interesului, curiozității, precum și pasiunea pentru studierea limbii engleze. Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretico-practică a modernizării tehnologice a formării competențelor profesionale la studenții instituțiilor de cultură fizică în cadrul procesului educațional la disciplina limba engleză, prin instruirea bilaterală. Obiectivele cercetării. 1. Studierea și generalizarea teoriei și practicii procesului de formare a competențelor profesionale la studenții instituțiilor de cultură fizică în cadrul disciplinei limba engleză. 2. Fundamentarea și elaborarea modelului conceptual de formare a competențelor profesionale la studenți, pornind de la principiile studierii limbii străine, ale competenței comunicative. 3. Consemnarea formativă a noțiunii de instruire-învățare bilaterală. 4. Determinarea structurii și conținutului pregătirii profesionale a studenților instituțiilor de educație fizică la limba engleză prin elaborarea și aplicarea unei tehnologii de formare. 5. Argumentarea experimentală a eficacității tehnologiei de formare a competențelor profesionale a studenților instituțiilor de cultură fizică în raport cu învățarea limbii engleze. Noutatea și originalitatea științifică rezidă în elaborare și implementare tehnologiei formării competenței profesionale ale studenților în raport cu învățarea limbii engleze, având la bază domenii comunicare, cultură, conexiune, comparație, comunitate, fapt care a condus la eficientizarea procesului de formare a competențelor profesionale, aplicarea instruirii învățării bilaterale în procesul educațional de la instituțiile de cultură fizică. Problema cercetării reflectă existența unei contradicții esențiale între exigențele actuale față de competența de comunicare profesională în limba străină a studenților de la instituțiile de învățământ superior în domeniul culturii fizice și nivelul nesatisfăcător de înțelegerea informației autentice, conținutul căreia se referă la specialitatea aleasă. Valoarea aplicativă a lucrării denotă posibilitatea aplicării în practică a tehnologiei experimentale elaborate, ceea ce poate influența demersul formativ în domeniul competențelor profesionale ale studenților prin valorificarea limbii engleze. Metodele de cercetare științifică. Obiectivele stabilite au fost realizate în baza unui complex de metode de cercetare, și anume 1. Cercetare esențio-teoretico-conceptuale, metodologice și practice, expuse în literatura științifico-metodică de specialitate. 2. Analiza materialelor documentare de pregătire profesională a studenților. 3. Observația pedagogică. 4. Chestionarea sociologică. 5. Testarea nivelului de pregătire lingvistică. 6. Metoda modelării în formarea competențelor profesionale. 7. Metoda experimentului pedagogic. 8. Metoda statistico-matematică de procesare a rezultatelor recoltate. 9. Metoda grafică și tabelară. Organizarea cercetării. Experimentul s-a desfășurat în 4 etape. Etapa 1 s-a desfășurat în perioada ianuarie-iunie 2016, semestrul 2 al anului de studiu 15-16, Facultatea de Pedagogie, specialitatea fitness și programe de recreare. În această etapă preexperimentală s-a urmărit o serie de direcții privind stabilirea cadrului metodologico-experimental de organizare a cercetării. Etapa a doua s-a desfășurat în perioada septembrie-decembrie 16, subiecții grupe experimentale și cele martori, aflându-se în semestrul 1 al anului de studiu 2016-17. Acțiunile întreprinse în această etapă au vizat elaborarea structurii programului model conceptual de formare a competențelor profesionale la studenții în cadrul disciplinii limba engleză, cu determinarea duratelor etapelor, conținuturilor și strategiilor didactice a tehnologiei de predare-învățare și evaluare, precum și altor cerințe necesare desfășurării activităților programate pe parcursul experimentului pedagogic de bază.
Etapa a treia, perioada anului universitar 2017-18, an de desfășurare a experimentului pedagogic de bază. Strategiile didactice implementate în primul an experimental au fost revăzute, s-a conturat modelul tehnologic de învățare și situații de învățare din contextul didactic, natura și conținutul sarcinii, gradul ei de complexitate și dificultate, programe analitice individuale, obiective și strategii didactice. La sfârșitul acestei etape s-a realizat testarea finală a subiecții. Etapa a patra, cea finală, s-a desfășurat în perioada septembrie-decembrie al anului de studiu 18-19. Au fost prelucrate și analizate și interpretate rezultatele obținute în urma implementării programului experimental din punct de vedere statistico-matematic. Dinamica adaptării subiecților la stimuli experimentali fiind reprezentată sub formă de tabele și diagrame. Investigația, prin intermediul întrebărilor din chestionar, a fost studiată la patru nivele ordinare. În mare măsură, în măsură suficientă, în mică măsură și într-o foarte mică măsură. Frecvența opiniilor pe categorii sunt prezentate în tabelul 1. În continuare sunt prezentați 9 item a studenților a răspunsurilor lor. De exemplu, observați la itemul 5. Opiniile studenților privind formarea competenței de a înțelege la nivel european limbajul în limba engleză. Studenții, în primul semestru, într-un procentaj de 43,38, au răspuns într-o foarte mică că le formează aceste competențe. În schimb, în semestru 2, procentajul 39,71 au răspuns într-o măsură suficientă că le formează aceste competențe. La itemul 9, opiniile studenților privind ponderea textelor de specialitate în cultura fizică, după cum observați, în semestru 1, într-un procentaj de 55,15 și a doilea 51,47, într-o măsură suficientă, ponderea textelor de specialitate. Itemul 9 este prezentat în figura 1. După cum observați, în primul semestru, într-o mare măsură și într-o măsură suficientă, într-un procentaj de 93,38 și a doilea semestru, într-un procentaj de 100%, necesitatea textelor de specialitate în cultura fizică din partea studenților. S-a ridicat valoarea disciplinei limba engleză și necesitatea de studiu, motivație. De ce? Deoarece în semestru 2 al anului de studiu pot fi aplicate competențele disciplinele conexe. Limba maternă, PIC, muzică, dansul, jocuri sportive, gimnastică, fitness-ul, atletismul. Pentru a se informa, a discuta, a realiza activități de învățare la nivel european. Sondajul de opinie întreprins în rândul personalului didactic indică o proporție de 89,59% necesitatea elaborării tehnologiei experimentale de limbă engleză, care va contribui la formarea competenței profesionale a studentului din domeniu. În tabelul 2 sunt prezentate disciplinele de învățământ de valoare care formează în primul rând competențele profesionale în procesul de predare-învățare la specialitatea fitness și programe de recreare. După cum observați, studenții în primul semestru au studiat 7 discipline. Locurile de frunte, primele locuri în rândul studenții au fost anatomia aparatului locomotor și teoria și metodica culturii fizice. Locul 2, biochimia. 3, înotul sportiv. Limbe moderne îi revine locul 4, într-un procentaj de 61,54, studenții au considerat că le ajută foarte înalt. În semestru 2, situația se schimbă. Limba engleză revine pe locul 3, într-un procentaj de 89,38, ei au considerat că le ajută foarte înalt. Studenții au conștientizat necesitatea studierii limbii engleze. Datele sunt prezentate în figura 2. Analiza comparativă a valorii disciplinelor de învățământ care formează competențe profesionale la nivel înalt și foarte înalt a studenții grupei experimentale, specialitatea fitness și programe de recreare în cadrul semestrului 1. Limba engleză la etapa inițială a fost 7,93 media noților. În continuare, în figura 3 sunt prezentate valoarea disciplinii de învățământ care formează competențele profesionale la nivel înalt și foarte înalt a studenții grupei experimentale în semestru 2. Nota a atins 8,87. Nota s-a ridicat la sfârșit în semestru 2 pentru că a influențat instruirea bilaterală, adică tehnologia formării competențelor profesionale. În continuare, dorim să vă prezentăm structura și conținutul modelului conceptual de formare a competențelor profesionale la studenții instituțiilor de cultură fizică în cadrul disciplinei limba engleză, centrat pe profesor-student, curriculum universitar de limbă engleză, profilul educației fizică și sport.
Concepții, principii și valori psihopedagogice, sistem de competențe cheie, ce a format cunoștințe fundamentale, procese cognitive, aptitudini, comportament și motivație, procese afective. Adaptarea curriculară a disciplinei limba engleză cu cerințe de specialitate în domeniul culturii fizice și sport. Strategii didactice, activități de învățare și motivația învățării, valori educaționale, intelectuale, ce sunt bazate pe competențe specifice de ordin cognitiv, afectiv și psihomotor, indicatori de competențe produse pentru măsurarea competenței, criterii de evaluare a produselor activității formative, formarea competențelor profesionale, funcționale prin știința culturii fizice și sport și discipline limba engleză formează următoarele competențe importante, competențe comunicativ-discutive, competența de lectură, de a citi, competența de comunicare scris-orală, competența de comunicare orală, competențe socio-sportivo-culturale. Acesta prezintă și construit baza teoretico-conceptuală a cercetării noastre. În figura 5 sunt prezentate etapele de formare a competențelor lingvistice și profesionale la studenți. După cum observați, este împărțită două semestre, semestrul 1 și semestrul 1. În primul semestru a fost etapa formativă cognitiv-motivațională în învățarea limbii engleze. Se formează competența lingvistică de comunicare. Cel de-al doilea semestru a constituit o etapă instruirii cu caracter pragmatic, formarea competențelor profesionale. Se valorifică rezultatele activității și se precizează contribuția conținutului culturii fizice și a sportului în formarea competențelor profesionale. În tabelul 3 avem notele medii la etapa formativă, semestrul 3 a studenții grupei experimentale. După cum observați, la limba engleză studenții au obținut nota 7,90. După cum observați, puțin se deosebește de celelalte discipline. Datele din tabelul 3 sunt prezentate în figura 6, histograma rezultatelor grupei experimentale în etapa de formare a competențelor comunicative. În tabelul 4 sunt prezentate notele medii la etapa cu caracter pragmatic al semestrului 2 în formarea competențelor profesionale la studenții grupei experimentale. Nota la limba engleză a fost atinsă 8,78. Procesul de studii la limba engleză a fost modificat și direcționat asupra formării competențelor pragmatice profesionale în domeniul fitness-ului. S-au constatat abilități mai bune în comparație cu rezultatele obținute în semestrul 1. Datele din tabelul 4 sunt prezentate în figura 7, histograma rezultatelor grupei experimentale în etapa pragmatică de formare a competențelor comunicative. Pe parcursul a două semestre, subiecților grupului experimental li s-au oferit spre rezolvare sarcini didactice cu grad ridicat dificultate la limba engleză în două condiții experimentale. Rezolvarea în primul semestru a unui sarcini didactice cu grad ridicat dificultate prin acțiune independentă în operaționalizarea terminologiei științifice lingvistice, în limita curriculumului experimental cu aplicarea normei ortografice, gramaticale, de punctuație, elemente de gramatică a textului și alte în diverse situații de comunicare orală. Rezolvarea în a doilea semestru a unei sarcini didactice cu grad ridicat dificultate prin discuție în limba engleză a elementelor de activitate didactică la disciplina fitness și program de recreare. În cadrul experimentului de bază s-a abordat un demers experimental de formare a competențelor profesionale și acționat strategic a studenților în cadrul disciplinei limba engleză. Au fost propuse două variante studenților pentru formarea competențelor profesionale, însă a fost aleasă cel mai bine varianta a doua. 40% activități profesionale în limba de comunicare engleză cu utilizarea noilor tehnologii de predare-învățare adaptate la condițiile interne. Însușirea cunoștințelor și deprinderilor de formare a competenței profesionale în domenii. 40% proiectarea conținutului instruire în limba de comunicare engleză, demonstrând abilitatea de rezolvare a problemelor situațiilor concrete, specifice, competențe acționale strategice în fitness cu nivel de formare, cunoaștere și înțelegere, aplicare și integrare. Și 20% evaluare în baza de interviu la examen. În cadrul experimentului pedagogic de bază au fost folosite următoarele metode. Metodele de comunicare, comunicare scrisă, comunicare oral-vizuală, metode de raționalizare. Metodologia didactică demonstrată în sistemul de metode de predare-învățare
Tehnicile moderne de lucru, formele de organizare a activităților didactice, tipurile de relații dintre studenți și profesori de limba engleză, în raport cu obiectivele instructive educative, a fost diferită. În grupa experimentală a fost utilizată metodologia de formare a cunoștințelor și virtuților comunicative lingvistice. În tabelul 3, în tabelul 5 sunt prezentate rezultatele comparative la grupa experimentală și la grupa masă. După cum observați, în semestrul 3, rezultatele dintre grupa experiment și martor nu sunt semnificative. În schimb, în semestrul 2, diferența statistică este semnificativă, deoarece datorită aplicării tehnologiei formării competențelor profesionale a devenit mai eficientă pentru studenți, fiindcă a fost bazată pe cele 5 domenii: comunicare, cultură, conexiune, comparație, comunitate, ca o tehnologie a educației moderne. Urmând același procedeu statistic, prezentăm în continuare rezultatele obținute la cele două grupe experimentale, performanțele la susținerea examenului de limba engleză. Subiecții grupei experimentale au fost apreciați cu nota 8,78, subiecții grupei master cu nota 8. Valoarea calculată pe egal cu 2,566 este mai mare decât valoarea sa tabelară, la P fiind mai mic cu 0,05. Diferența este semnificativă și la nota ECTS, grupa experimentală nota medie 9, grupa martor 8,06. Concluziunea, că la PFI mai mic 0,05 și 0,01, diferența observată între cele două lege este semnificativă, iar ipoteza nulă este afirmativă. Datele statistice acumulate în cadrul post-experimentului suplimentar de valorificare a eficienței aplicării programului sunt prezentate în tabelul 6, figura 9. Deosebirile dintre semestrul 1 și semestrul 2 sunt semnificative. Ne-am asigurat că, anume, tehnologia formării competenței profesionale este utilă pentru formarea competențelor profesionale la nivel european, datorită contextului științific argumentat al tehnologiei. Semnificativă cu probabilitate la valoare curentă de 99%, examenul final 95% și nota finală 95%. Reprezentarea tabelului 6 este prezentată în figura 9. Datele sunt prezentate, diferența, după cum observați, cum am mai spus, semestrul 1 și semestrul 2 sunt semnificative, ceea ce confirmă valabilitatea și corectitudinea acestei tehnologii, ce anume că poate fi folosită în practică. Din cele expuse anterior, rezumăm. Influența aplicării tehnologiei experimentale asupra formării competențelor profesionale de comunicare în limba engleză s-a evidențiat în semestrul 2 al experimentului pedagogic. Abilitățile grupei experimentale, în comparație cu grupa martor, sunt mai performante, cu o diferență statistic semnificativă, 3 egal cu 2,640 pe firma mic 0,05. Cercetările experimentale efectuate au confirmat rolul semnificativ al unor factori de predare, învățare, utilizând metode de comunicare lingvistică la disciplina limba engleză în baza adaptării domeniului teoriei și metodicii culturii fizice și sportului. Datele au fost confirmate experimental și în experimentul suplimentar de valorificare a eficienței aplicării programului experimental de formare competențelor profesionale. În continuare sunt prezentate concluzii, îmi permiteți nu le văd la citire, că sunt prezentate în autoreferatele tezei. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Da, doamna Tale, vă mulțumim și noi. V-ați încadrat excelent în cele 20 de minute prevăzute de regulament. Vreau să vă zic că regulamentele fiecare școală doctorală și are regulamentul sau metodologia sa de susținere a tezilor de doctorat. Eu am fost președinte săptămâna asta și la Universitatea Creangă, la specialitatea 531-01. Ei au puțin schimbat, adică după ce se prezintă referatul, vorbește conducătorul și referenții și pe urmă merg întrebările. Mi s-a părut puțin nu chiar corect, dar în același timp este și o lămurire că după ce vorbește conducătorul și mai vorbește referenții, poate să dispară o parte din întrebări, adică poate să fie niște lămuriri și nu o să mai fie întrebări. Adică este și acolo logică ceea ce ține. Aici noi mergem, adică așa este procedura, așa este metodologia, că după ce doctorantul își prezintă rezumatul tezii, urmează întrebări și răspunsuri. Așa că vă rog, cine are întrebări? Către Natale, vă rog, întrebări. Întrebări pot pune atât membrii comisiei de susținere, cât și cei prezenți în sală. Da, vă rog, doamna Camelin. Doamna Camelin, Zinaida. Eu vreau să o întreb de
doamna la care astăzi este o mare sărbătoare, cu toate că știu că a retrăit și retrăiește foarte mult, dar am citit lucrarea de la Șifonovă, mi-a plăcut lucrarea și vreau să o întreb, ce greutăți s-a întâlnit la studierea temei propuse și alese de dumneavoastră și cum le-a rezolvat. Mulțumesc frumos pentru întrebare. Din punct de vedere psihologic am avut nevoie de o mare concentrare pentru studierea acestei probleme, pentru a putea implementa anume tehnologia formării competenței profesionale la studenți. A fost necesar întâi de toate de studiat multă literatură didactică ce ține chiar și de cultura fizică și de limba engleză. Dar numai că a fost legată de aceste, legată în ceva nou, la competențele profesionale, bazate pe cele 5 domenii, comunicare, cultură, conexiune, comparație, comunitate, ce corespund în totalitate acestor cerințelor europene. Da, vă mulțumim. În același context, Natalia. Formarea competențelor profesionale la studenții instituțiilor de cultură fizică, care ar fi motivația alegerii temei? De ce, fiecare ar întreba, de ce ați luat anume în contextul însușirii disciplinei limba engleză? Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Aș vrea să răspund la această întrebare, în primul rând, activând la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, în cadrul catedrei de limbi moderne, la lecția de fitness, la lecția de limba engleză, mă scuzați, cu, la specialitate fitness, am observat unele carențe și probleme în exprimarea studenților în limbajul lor profesional. În primul rând, la traducerea textelor, limbaj sărac. Aceasta și-a fost și un motiv pentru a îmbunătăți domeniul lor profesional. Mulțumesc. Bine, competențele nu sunt legate doar de vorbire și de exprimare, da? Competențele profesionale sunt mult mai largi. Poftim întrebări. Îmi permiteți. Da, doamnă dragă. Eu am o întrebare. Deci, în primul rând, vreau să salut întreaga asistență, să împărtășesc bucuria că am ajuns la acest final previzibil, fiindcă știu că el a fost precedat de un efort foarte mare, atât din partea doctorandii, cât și din partea conducătorului științific. Și în acest context, eu am o întrebare. M-ar interesa foarte mult care este eficiența tehnologiei formării competențelor profesionale, fiindcă de această eficiență depinde foarte mult și rezultatul cercetării și aplicarea, bineînțeles. Asta ar fi întrebarea mea, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Tehnologia formării competențelor profesionale anume și implică, îl plasează pe student în centrul procesului educațional, ca specialist competent, actant în procesul de predare, învățare a specialității alese. Și de a face, în primul rând, să înțeleagă de ce limba engleză în ziua de azi este atât de actuală pentru domeniul lor, desigur, profesional. Mulțumesc frumos! Da, vă mulțumim! Poftim ce trebuie de mesele. Doamna profesor K. Stimată doctorantă, aș vrea și să vă aduc felicitări cu ocazia susținerii de aici și aș vrea să vă pun două întrebări. Care este nivelul inițial de pregătire a studenților noștri venind la anul întâi la facultate? Dacă ați făcut acest lucru și dacă nu? Sau la nivel de experiment, care a fost nivelul inițial și cum a influențat tehnologia utilizată de dumneavoastră, că ați ajuns la acea notă de 8 și 75. O întrebare? 87. Da. Da, poftim? Mulțumesc mult pentru întrebare. După cum ați observat, la etapa inițială, studenții, nota mediului era 7,93. La sfârșit a venit 8,87. Toate acestea, după cum vedeți, anume după ce a fost implementată tehnologia formării competențelor profesionale. Deoarece sporește motivația studenților prin contextul lingvistic adecvat specialității alese. Și dacă vorbim de domeniul fitness, asupra cărora noastră ați realizat cercetarea, da. Ori de competența de comunicare, competențele comunicative. Cunoaștem că în fitness avem o mulțime de termeni preluați din limba engleză, franceză, și cum, iată, asistența acestor termeni în programele
de fitness, literatura de specialitate, au influențat asupra dinamicii, însușirii competențelor profesionale. Urmării competențelor. Vă mulțumesc mult pentru întrebare. Am vrut să vă spun în primul rând că în domeniul de comunicare am lucrat cu competența, am atribuit competența comunicativ-lingvistică de comunicare specifică specializării culturii fizice și sportului. Și competența, în primul rând, de a putea elabora un discurs în limba engleză, în primul rând, privind metodologia fitness-ului. Și încă o întrebare. Prin ce se deosebesc competențele în limba engleză de nivel european de cele de competențele de nivel național? De nivel național. Nivelul european, că deodată spune că limba datorită faptului limbii engleze, că limba engleză a devenit la ora actuală limba cea mai populară printre tineret. Se pot angaja la un post înalt, peste hotare, mai ales sportivii de performanță, cei care pleacă peste hotare pe la Jocurile Olimpice. Cât de important să cunoască o limbă străină. Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră! Da, vă mulțumim, poftim ce întrebări. Domnul jurat, directorul școlii de operare. Cunoaștem cu toții că pregătirea unui specialist în domeniul culturii fizice și sport întrupește câteva discipline. Deci, printre care, la universitatea noastră, este și limba modernă. Deci, noi avem diferite specialități, ca educație fizică, antrenament sportiv, kinetoterapie. Dumneavoastră ați ales fitness și programe de recreere. Prin ce argumentați că anume la această specialitate limba engleză o să fie cel mai bine folosit? Mai ales în ziua de astăzi, fitness-ul este o probă foarte accesibilă și dorită printre tineretul. Pentru pregătirea specialiștilor în domeniul fitness-ului, iau nevoie de o mare bază în terminologia fitness-ului și mulți termeni derivă anume din limba engleză. Ca fitness trainer, coach, crossfit, training, toate acestea și a fost să aprofundez acest cunoștință în domeniu în limba engleză. Da, vă mulțumim. Alte întrebări? Doamna Natalia, spuneți, vă rog, că sunt metodele interactive de predare, învățare, care dumneavoastră le-ați utilizat și care a fost rolul acesta asupra formării competenței profesionale a studenților? Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Metodele la lecția de limba engleză, într-adevăr, sunt foarte multe. Pe lângă discursul, expunerea, traducerea, referatele, am folosit și pe cele mai recente, ca brainstorming-ul, asaltul de idei, studiul de caz și cel mai mult am fost apreciat în rândul studenților TIC, tehnologiile informaționale, deoarece le-am dezvoltat anume aceste abilități de ascultare și mai apoi să poată să asculte și mai apoi să poată pronunța într-un limbaj profesional. Da, vă mulțumim. Din Europa, ceva întrebări? Da. Dați-mi voie să-mi felicit că ați ajuns în finală și ca și ceilalți colegi, vreau să vă dau o întrebare legat de competențele care dumneavoastră le-ați elaborat pentru fitness și recreere. Credeți că acest algoritm sau logică de elaborare va fi accesibilă și la alte ramuri sportive sau la alte sporturi sau trebuie de luat în vedere altceva? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare, dar nu diferă nimic. Aceeași probă de sport, aceleași competențe, poate și mai bune, mai performante. Da, și dacă vorbim de mare performanță, acolo trebuie deja să intre și pe partea de circuit internațional și atunci chiar e necesar mai mult încă. Da, dar noi eram formare, cum vedeți, în cadrul studiilor, ca studenți. Da, vă mulțumim, domnul Pădop. Poftim, ce întrebări mai sunt? Sunt întrebări? Nu mai sunt. De pe la Cojuștă, întrebări nu avem, da? Nu avem. Atunci, vă mulțumim, doamna Talea, luați-vă, vă rog. Acum,
Conform procedurii, cuvântul oferă conducătorul științific, domnul profesor Mesar, doctor candidat, Zorgan Dorian. Mulțumesc, domnule președinte. Noi v-am rugat dacă strești acolo, odată ce suntem înregistrați, ușor. Să vedem de la oficial acolo, da? Că asta să fie neoficial, dar nu ne trebuie oficial. Stimate domnule președinte, distinși membri ai Consiliului, onorat prezență, de fapt discursul meu nu este cel mai important la această ședință, sigur că el nu poate să se refere la tema de cercetare, de aceea eu îmi voi expune un gând frumos care vine de fiecare dată atunci când comunic cu doamna Natalia. Vreau să vă spun că pe lângă faptul că este o fire foarte, n-aș spune timidă, dar modestă și foarte cumpătată, este foarte tenace și perseverentă atunci când e vorba de activitatea ei profesională, inclusiv activitatea didactică, activitatea în centru de cercetare, unde avem un șir de proiecte internaționale și nemai vorbind de activitatea de cercetare, unde am avut comunicarea cea mai impresionantă. Vreau să vă spun că aici, cu multe înverșunare și încrâncenare, realiza activitățile. De aceea, iată, și într-un timp rezonabil am ieșit la ședința de astăzi pentru susținere. Sigur că aprecierea rămâne domnilor voastre, dar eu mi-am spus gândul pe care îl am. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul profesor. Vreau să vă amintesc că, conform noului regulament a școlii doctorale, conducătorul științific chiar poate și se recomandă a fi membru a Comisiei de Susținere, care are chiar și drept de vot și are și dreptul să vorbească despre teza. Acum, se permite, conform studiilor anterioare, care era școala doctorală, acum se permite ca să fie procedura veche, membru a Comisiei. Asta e procedura nouă. Da. Dar asta întâmplă pe nou. Ei bine, iarăși, conform procedurii, urmează să oferim cuvântul celor doi referenți. Cred că să începem cu domnul profesor universitar dr. Habitat Vicol Dragoș, care va da citire avizului. De pe loc sau tot de acolo? Cum ziceți dumneavoastră? Cum dumneavoastră comand? Ok, de pe loc, dacă permiteți. Stimate domnule președinte, stimate domnule conducător științific, onorată asistență, stimată doctorandă, cu permisiunea dumneavoastră voi încerca să prezint sumar cele mai importante elemente ale recenziei mele, circumscrise teze de doctor în științe ale educației, formarea competențelor profesionale la studenții instituțiilor de cultură fizică în cadrul disciplinii limba engleză, specialitatea 533.04, educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. În primul rând, câteva cuvinte pe care aș vrea să le evoc, este vorba de faptul că Natalia Năstas este, așa cum a remarcat și domnul profesor Viorel Dorgan, o colegă foarte altruistă, o colegă care se implică în multiple activități cu caracter didactic, cu caracter științific, se implică prodigios, deci are o sinergie atunci când intenționează să realizeze anumite obiective și un element poate foarte important este onctuozitatea pe care își propune să realizeze și să le ducă la bun sfârșit obiectivele pe care și le-a propus. Din această cauză am fost onorat și vreau să vă fac o mărturisire de credință atunci când mi s-a încredințat această misiune de a fi referent oficial al acestei teze și consider că oborul meu, modesta mea contribuție, o va ajuta să-și poată materializa, deci, scopul scontat. Acum, concret, în ceea ce vizează teza de doctor a doamnei Năstas Natalia, ea, într-adevăr, această teză posedă un pregnant caracter științific-aplicativ și este direcționată spre modernizarea învățământului universitar de cultură fizică cu referire directă asupra calității de pregătire a cadrelor didactice și întrunește absolut toate exigențele de comunicare în diverse sfere ale științei pedagogice. Zic acest lucru nu pentru a le absolutiza elementele, ci tocmai pentru a reflecta și tocmai pentru a reda impresiile care mi s-au creat în urma lecturării cu atenție a acestei cercetări.
în contextul conceptului educațional pe care se bazează științele lingvistice și cultura fizică, și aici am identificat o multitudine de similitudini, deci cercetarea efectuată reprezintă fundamentul pregătirii profesionale a doctorandei și denotă o dezvoltare a capacităților, cunoștințelor și a dexterităților apte să configureze maturitatea studenților într-un mediu lingvistic și sportiv propice. Actualitatea și importanța cercetărilor realizate de doctorandă rezidă inclusiv în dezvoltarea progresivă a noilor tendințe educaționale în studierea limbilor moderne, dar și în necesitatea acută de a cunoaște mai profund disciplinile cu conținuturi mult mai variate și opulente, favorizând în mare măsură definirea intereselor și motivelor proprii față de opțiunile competențelor profesionale în cultura comunicării. Cu permisiunea dumneavoastră, voi trece peste descrierea tacită a celor mai importante considerațiuni asupra capitolului 1, capitolului 2, capitolului 3, fiindcă ele sunt redate și în acest aviz, în această recenzie care este parte componentă a dosarului care se va duce pentru confirmare la ANACER. Și aș vrea să mă refer la concluzii generale și recomandări. Într-adevăr, concluziile generale și recomandările din această disertație sunt prezentate cu lux de amănunte, bazându-se pe rezultatele științifice obținute în baza experimentului întreprins. Din acest punct de vedere, trebuie să remarcăm expres faptul că atât partea teoretică, cât și partea empirică sunt prezentate într-un context favorabil accesului, deci mesajului analitic propriu-zis. De ce zic aceste lucruri? Fiindcă am observat și consider că aceste momente trebuiesc evidențiate în mod deosebit, ținând cont de faptul că sunt incluse sugestiile privind evaluarea rezultatelor obținute cu semnificație teoretico-metodologică și practica din punctul de vedere curricular al disciplinii limba engleză pentru instituțiile de învățământ superior, de cultură fizică și sport. Strategia de lucru iarăși este una impresionantă, fiindcă vizează această strategie dialogul peremptoriu dintre profesor și student, urmărindu-se în permanență dezvoltarea competențelor profesionale. Pozitiv este faptul că doctoranda accentuează un șir de competențe foarte necesare și utile pentru un specialist de tip nou. Mă refer la competențe și abilități sociale, competențe și aptitudini organizatorice, acestor elemente configurându-se niște valențe inedite. Doctoranda utilizează multiple surse bibliografice, de ultimă respirație, dar și cele tradiționale clasice, care au ajutat-o la scrierea unei teze actuale, interesante din punct de vedere științific, dar și pentru popularizarea științei. Pe parcursul elaborării tezei de doctorat, am detectat un bogat bagaj de cunoștințe și competențe din domeniul lingvisticii, ceea ce pentru mine este un aspect îmbucurător. Dumnezeu posedă un profesionalism profund, bazat pe studiu, pe analiză și pe multă documentare. Ideile autoare sunt expuse în teză cu un caracter științific-aplicativ pregnant și sunt exprimate prin concluzii argumentate. În aceste circumstanțe, propun acceptarea tezei de doctorat și, de asemenea, sunt de acord și propun să-i se atribuie doamnei Natalia Anastas titlul de doctor în știință al educației la specialitatea 533.04 Educație fizică și sport, kinetoterapie și recreație. Vă mulțumesc mult! Da, vă mulțumesc, domnul profesor. Conform, eu știu, procedurii, doctoranda trebuie... Nu au fost, după câte am auzit eu, nu au fost observații, n-au dar fost obiecții, puteți da un mic răspuns, da. Ele au existat, dar noi pe parcurs le-am eliminat tacit, deci am avut un dialog foarte viu și la momentul actual nu există. Da, vă mulțumesc. Permiți-mă că cuvântul celor de-al doilea referent, domnul Potoc Vladimir, doctor habilitat în educație fizică și sport, profesor universitar, Universitatea Ecologică din București. Domnule președinte, onorată comisie, domnule conducător științific, recenzie la teza de doctor în științe de educație a doctorantei Anastasia Natalia cu temă formare competențelor profesionale la studenții instituțiilor de cultură fizică în cadrul disciplinii limba engleză, specialitate 533.04 educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Teza de doctor a doamnei Anastasia Natalia prezintă o bază teoretică solidă în domeniul de cercetare, fiind orientată spre modernizarea procesului instructiv educativ prin formarea competențelor de dezvoltare profesională, care presupune o renovare a structurii în ansamblu a lecției pe baza unei investigații interdisciplinare și
disciplinare, însușind fenomenul limbii moderne în diverse unghiuri de specialitate. Analiza situației în domeniul de cercetare se remarcă anumite carențe în planurile și metodele elaborate, atât în privința conținutului, cât și a tehnologiilor și mijloacelor de predare. Fapt confirmat de cunoașterea slabă de către o parte de studenți a lexicului profesional și de dificultățile de care aceștia se folosesc la traducerea textelor autentice cu conținut profesional. În cadrul cercetării privind activitatea de formare a competențelor profesionale s-a observat păstrarea unor condiții cu caracter model și anume asigurarea unui conținut riguros științific în didactica limbii engleze și culturii fizice și sportului. De asemenea, asigurarea procesului instructiv educativ cu ajutorul unor tehnici active. Și nu în ultimul rând, trezirea interesul curiozității, precum și pasiunea pentru studierea limbii engleze. În preocuparea de asigurarea adaptării studenților la condițiile de deschidere contemporană către realitățile economico-sociale occidentale, procesul de învățare a limbii engleze, învățământul superior, a fost regândit și restructurat pe principii noi. S-a valorizat tradiția în majoritatea profilurilor cu grijă de a moderniza, de a adapta și de a adecva întregul proces la cerințele actuale. Formarea limbajului profesional englez la studenții de la USEF a ajutat la cunoașterea mai aprofundată și aplicarea limbajului sportiv pedagogic la formarea competențelor cognitive generale și speciale, în baza cărora ei și-au desfășurat activitate de învățare și evaluare conform cerințelor învățământului modern. Privind procesul de formare învățarea limbajului profesional englez, la studenții din domeniul culturii fizice s-a observat creștere semnificației științifice prin raportarea permanentă la practicile sociale și la contextele concrete de exersare a competențelor dobândite, care sporesc motivația studenților pentru învățarea limbii engleze. Iar centrarea pe achizițiile finale ale instruirii oferă libertate în valorificarea diferitor stiluri de învățare și combinații specifice în intelectului multiplu. Inovația și originalitatea științifică a cercetărilor realizate de doctoranda Constanța Natale rezidă în elaborare și implementare tehnologiei formării competențelor profesionale ale studenților în raport cu învățarea limbii engleze, având la bază domeniile comunicare, cultură, conexiune, comparație, comunitate, fapt care a condus la eficientizarea procesului de formare a competențelor profesionale, aplicarea instruirii învățării bilaterale în procesul educațional de la instituțiile de cultură fizică. Valoarea practică a cercetării realizate denotă posibilitatea aplicării în practică a tehnologiei experimentale elaborate, ceea ce poate influența demersul formativ în domeniul competențelor profesionale ale studenților prin valorificarea limbii engleze. Abordarea rezultatelor cercetării s-a realizat prin intermediul elaborării unor lucrări științifice și prezentării lor la diferite simpozioane, conferințe ca Știința Culturii Fizice, Universitatea Arena, Analele Dunării de Jos, Congresul Științific Internațional Sport, Olimpii Sănătate, Lumen, conferință internațională, la care s-au publicat 19 lucrări științifice. Calitatea metodologică a cercetării constă în formulare corectă și clară a scopului în concordanță cu tema și obiectivele lucrării, acestea urmărind demersul științific al cercetării, interpretarea rezultată, folosirea resurselor bibliografice cât și cât mai recente și instrumentele de cercetare moderne. În cadrul experimentului pedagogic au fost folosite următoarele metode, metode de comunicare scrisă, metode de comunicare oral-vizuală, și metoda de raționalizare prin conexiunea conținutului și operațiilor de predare-învățare, centrate pe performanță profesională, pe eficiență maximă de legături dintre disciplina limba engleză și disciplina metodologiei fitness-o prin exersare. În contextul relației conceptului educațional pe care se bazează științele lingvistice și cultura fizică, cercetarea efectuată reprezintă baza pregătirii profesionale, dezvoltarea capacităților, cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor necesare studenților într-un mediu lingvistic și sportiv. Teza este structurată în introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 238 de titluri, 8 anexe, 128 de pagini de text de bază,
30 de figuri, 18 tabele. Rezultatele sunt publicate în acele 19 lucrări științifice de care am amintit. Nu voi prezenta cele mai importante momente din conținutul și structura lucrării de capitole pe cele trei părți, dar voi trece la partea cea mai, să zicem, importantă de valorificarea rezultatelor și prezentarea lor cu grade de aplicabilitate în domeniul nostru, la concluziile și recomandări. Ele sunt prezentate științific, obținute în baza experimentului întreprins prin reprezentare procesul de formare competențelor profesionale, neutralizând unele contravenții ideatice, reclamă un set de acțiuni concrete, axate pe implicarea învățării și instruirii bilaterale și urmărind dinamica sporirii, cunoașterii și a dezvoltării capacităților, abilităților, atitudinilor, motivațiilor studenților. Percepții de către cadrele didactice a profilului de competență profesională a studentului, determinării concordanței tehnologiei la limba străină cu obiectivele învățării la educația fizică. În cadrul tezei sunt incluse, de asemenea, sugestiile privind evaluarea rezultatelor cercetării obținute cu semnificații teoretico-metodologic și practic, din punct de vedere curricular al disciplinei limba engleză pentru instituțiile superioare de învățământ de cultură fizică și sport. Este de laudă că doctoranda accentuează un șir de competențe foarte necesare pentru un bun specialist modern, cum ar fi competențe, abilitățile sociale și aptitudine organizatorice. În acest sens a elaborat modelul conceptual de formare a competențelor profesionale la studenții instituțiilor de cultură fizică în cadrul disciplinei limba engleză, care include un șir de componente determinate în valorificare competențelor profesionale ale studenților, constituie baza teoretico-conceptuală a cercetării. S-a argumentat eficientizarea învățării prin intermediul unor activități diverse, susținerea relației sociale și comunicative, valorizarea demersului educațional, consolidând și susținând mesajul comunicativ în limba engleză. De asemenea, doctoranda a folosit multe surse bibliografice care au ajutat la scrierea unei teze actuale, interesante, cu un conținut bogat din punct de vedere științific. În aceste considerente propun acceptarea tezei de doctorat, de asemenea sunt de acord și propun să îi se atribuie doamnei Natalia Anastas titlul de doctor în științe ale educației la specialitatea 533-04 Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Da, vă mulțumim, domnul profesor. La fel ca și în primul caz, nu au fost observații, da, din partea directorului oficial. Acum, conform iarăși procedurii, permiteți să ofer cuvântul secretarului Comisiei de Susținere pentru a da citire a vizelor, sau a le enumăra, eu știu, și a celor, eu știu, schimbări sau rectificări care au avut loc în urma primei ședințe a comisiei, comisiei de lucru care a fost, comisia de doctorat, comisia de drumare, cer scuze. Mulțumim, domnul președinte. Domnul președinte, mați membri ai comisiei, vreau să vă aduc la cunoștință obiecțiile care au fost depistate de comisia de drumare la prima etapă, care au constat în următoarele, numerătoare concluzor din capitolul 1 care au fost lichidate, s-au eliminat spațiile libere din anumite pagini cu numerătoare anterioare a acestora, au fost indicate procente la disciplina tehnologie informațională în figura 3.2, au fost corectat tabelul 3.5, au fost corectat semnificația la nota ECTS din figura 3.6 și au fost verificate minunțios surse bibliografice la care au fost făcute trimitere. Astfel au fost lichidate toate aceste obiecții care au fost din partea Comisiei pentru Mare. Totodată vreau să menționez că au parvenit avize din partea următoarelor persoane: doamna Brega Viorica, doctor în filologie, conferențiar universitar; Grajdan Olga, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea de stat de educație fizică și sport Chișinău; Olăreanu Marius Viorel, doctor în educație fizică și sport, conferențiar universitar, director departament, Universitatea Ecologică din București. Aș vrea să specific că tot ce menționați, specific actualitatea temei de față și implementarea tezei în pregătirea profesională
în formare competență profesională la studenții Institutului de Cultură Fizică. Menționând totodată că aportul limbii engleză la ora actuală este unul important, care este important și totodată necesar pentru cadrele didactice, pentru studenții care se formează în instituțiile de educație fizică. Și recomand pe doamna Anastasia Natalia pentru a se acorda titlul de doctor în știință de educație la specialitatea 15304, educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Da, vă mulțumesc, domnul secretar. Acum, iarăși, conform cerințelor, noi suntem obligați ca membrii, au vorbit recenzenții și membrii comisiei de susținere să dea câte o mică, sau să-i spună părerea pe marginea tezei. Cred că începem cu cine? Cu domnul Cap sau cu doamna Zenov? Camine. Vă dat asistență, mi-a făcut plăcere să citesc teza. Mulțumesc. Propus de doamna Anastas spre susținere, vreau să spun că lucrarea este o lucrare serioasă, demnă de a fi propusă spre susținere și am să citesc, pur și simplu, că să nu știu, bine tenuți vremea. Cercetarea temei în cauză este condiționată de contradicție esențială dintre exigențele actuale față de competența profesională privind învățarea unei limbi străine de către studenții din domeniul culturii fizice și nivelul nesatisfăcător de înțelegere a textelor autentice. Este interesant și este actual faptul că doamna a făcut legătură cu situația din țară și scrie că rezolvarea respectivei contradicții constituie o problemă serioasă și a determinat necesitatea elaborării teoretice și fundamentării experimentale a tehnologiei inovatoare a învățării limbii engleze de studenți din domeniul culturii fizice. Actualitatea acestei investigații este legată cu de participarea studenților de la instituțiile de învățământ superior din sfera culturii fizice în calitate de voluntari la activitățile de folos obștesc legate de competițiile sportive internaționale din perioada care a precedat scrierea tezei. Caracterul modern al lecțiilor de limbă engleză, relația dintre tradiție și inovație în metodologie predării învățării au eficiență în procesele de comunicare ce asigură informarea profesorului asupra receptării de către studenți și asupra calității acestei receptări, în așa fel ca mesajul din limba engleză să poată fi adus studentului în forma modificată. Este important ca lecțiile de limba engleză, e clar, să fie modernizate. Modernizarea procesului de formare a competențelor profesionale presupune o renovare a structurii lecției în ansamblu. Formarea limbajului profesional la studenții din domeniul culturii fizice câștigă în semnificație prin raportarea permanentă la practicile sociale și la contextele concrete de exersare a competențelor formate, fapt ce sporește motivația studenților de a învăța limba engleză. Deoarece se știe că în procesul lecției câteodată este foarte greu de ținut disciplina,
în mâini de cerut de la studenți participarea la lecții. Și de ce? E clar că tema a fost aleasă ceea ce este esențial în momentul de față. Problema cercetării reflectă contradicția esențială dintre exigențele actuale față de competență de comunicare profesională în limba străină a studenților și nivelul nesatisfăcător de a înțelege informația autentică, conținutul căreia se reflectă la specialitatea aleasă. Cele trei capitole reflectă toate cerințele care sunt față de lecție, delimitări conceptuale privind competențele profesionale ale studenților la cultură fizică ca scop strategic, conține patru subcapitole, capitolul 1, și concluzii, unde se face analiza actuală a cunoașterii conceptelor fundamentale referitor la comunicare științifică în domeniul limbii engleze, fiind interpretate datele științifice naționale și internaționale. Aprobarea rezultatelor cercetării s-a realizat prin intermediul elaborării unor lucrări științifice, a fost numit cantitate de articole tipărite de doamna Nastas și prezentării lor în diferite simpozioane, conferințe. În capitolul 2, reconstruirea formării competențelor profesionale ale studenților în raport cu învățarea limbii engleze sunt specificate particularitățile cercetării analitico-sintetice. De asemenea, tehnicile utilizate în predarea învățării limbii străine într-un algoritm determinat. Un algoritm foarte interesant. În capitolul 3, fundamentarea experimentală a eficienței tehnologiei de formare a competențelor profesionale ale studenților în raport cu învățarea limbii engleze, sunt prezentate rezultatele experimentului de formare a competențelor profesionale a studentului din domeniul educației fizice în grupele de experiment și în grupele martor. În concluzii generale și recomandări sunt prezentate rezultatele științifice obținute în baza experimentului întreprins. Sunt incluse de asemenea sugestiile privind evaluarea rezultatelor obținute cu semnificație teoretico-metodologică și din punctul de vedere curricular al disciplinei limba engleză pentru instituțiile superioare de învățământ de cultură fizică și sport. Strategia de lucru este dialogul dintre profesor și student, după cum a menționat în raportul său doctoranta, urmărindu-se permanent dezvoltarea competenței profesionale. Pozitiv este faptul că doctoranta accentuează un șir de competențe foarte necesare, care au fost date și în tabel și un număr destul de mare. 8 competențe de văzut pagina 124 a tezei prezente. Doctoranta a folosit multe surse bibliografice, 238, care i-au ajutat la scrierea unei teze actuale, interesante, din punct de vedere științific. Consider că teza poate să fie susținută, oare înaintată spre susținere. Poate să fie recomandată spre susținere în cadrul Consiliului Științific Specializat. Nu, noi acum așa am susținut-o deja. Adică
A conferirea titlului, conferirea titlului științific. A. Da. Da, vă mulțumim, doamnă Tamirin, vă mulțumim. Ne-ați prezentat chiar o recenzie întreagă, membrii comisiei și expun doar părerile pe marginea acestei teze. Domnul profesor Carp, vă rog. Da. Stimate președinte a Comisiei de Doctorat, stimați colegi, onorată asistență, vreau să menționez că problema formării competențelor profesionale este una actuală, este una care este abordată la nivelul proiectelor de cercetare sau direcțiilor prioritare de cercetare de universității noastre și cred că tema prezentată de doamna Anastas astăzi se încadrează în direcțiile noastre de cercetare. Competențele de comunicare în limba engleză fac parte din acele 10 componente obligatorii ale curiculelor din programele de studii la toate instituțiile superioare de învățământ, inclusiv și în domeniul educație fizică și sport. Necesitatea formării competențelor profesionale este chemată de problemele cu care se confruntă specialiștii din domeniul nostru, sportivii, absolvenții, datorită faptului că aceștia participă la un șir de activități competiționale, sunt nevoiți să studieze literatura de specialitate care apare pe internet astăzi și ca în contextul întrebării care a fost dată de domnul Onoi prin acele metode interactive care ar trebui fi folosite la nivel de postere, la nivel de filme, la nivel de analize a activităților competiționale și cei ce au vorbit și doamna Kamenev, că studenții instituțiilor de cultură fizică participă în calitate de voluntari în organizarea și desfășurarea competițiilor sportive. Și cred că în acest context, viitorii profesori, specialiști în domeniul fitness-ului, recreației, vor avea avantaj față de generația mea. Adică eu când am făcut studii, am studiat nu limba străină, pentru mine a fost limba rusă. Și am întâlnit dificultăți atunci când a trebuit să țin examenul de doctorat și să studiez literatura de specialitate. Cred că vor avea prioritate și în contextul implicării studenților noștri în activitatea de cercetare științifică. Că astăzi, în spațiul european, se organizează o mulțime de activități cu caracter științific unde trebuie să fie prezenți și studenții. Consider că tema este actuală, structura conținutul tezei corespunde cerințelor ANACEC, școlii doctorale, concluziile formulate corespund denumirii tezei, obiectivelor formulate și confirmă ipoteza cu privire la formarea competențelor profesionale ale specialiștilor din domeniul culturii fizice. Susțin propunerile referenților oficiale, a membrilor Comisiei de Doctorat, de a conferit doamnei Anastas titlul științific de doctor în științe pedagogice la specialitatea educație fizică, kinetoterapie și recreație. Felicitări conducătorului științific, catedric și amărut cele mai mari. Da, vă mulțumim, domnul domnul secretar, domnul Noi. Vreau să menționez că teza abordează un subiect destul de important. În primul rând, eu vin din domeniul turismului, acolo unde știm cu toții că un specialist în domeniul turism, dacă nu cunoaște limba engleză, practic nu are ce face în domeniul respectiv, pentru că unde ne înduce este nevoie de limba engleză. Ce se referă la doamna Natalia, noi am văzut actualmente chiar și cluburile de fitness și toți specialiștii din domeniul fitness-ului organizează o serie de activități în care implică, cum spunea domnul Carp, studenți, da, la activități de voluntariat, unii operează cu diferiți termeni, inclusiv foarte mulți în limba engleză. De aceea, eu cred că este foarte binevenit această lucrare, adică abordează niște elemente cheie care sunt de actualitate, acele noțiuni care provin și vin din alte limbi și din limba engleză și din terminologie de este ascuns, așa să-i spunem, care scot în evidență anume cele terminologie legate de specialitatea care dumneavoastră ați abordat-o astăzi. Eu nu îmi ține decât să vă urez succes și susțin ca să vi se acorde titlul de doctor în știință ale educației la specialitatea 53304, educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Da, vă mulțumim, domnule. Așa, dacă îmi permiteți și mie câteva cuvinte în calitate de președinte acestei comisii. Eu sunt de acord cu cele spuse, desigur, de referință de membrii comisiei, de cei prezenți, că
tema dată este una destul de actuală. Este una chiar foarte actuală pentru că domnul Carp a menționat, astăzi sunt alte cerințe, astăzi este o deschidere în toată lumea și cei care, nu vorbim, vorbesc de studenți, dar vorbesc de cadre didactice, e vorba despre competențe profesionale, studenților care ulterior devin specialiști și astăzi este, apare necesitatea. Dacă uitați prin internet, pe adrese electronice, apar o mulțime de simpozioane și forum științifice în domeniul educației fizice și sport. În unei cu părere de rău, nu toți avem, adică avem posibilitatea toți să participăm, dar necunoscând limba engleză sau o limbă de circulație internațională, este foarte greu să te afirmi undeva în afara țării. Mă întorc acum la teza prezentată de doamna Anastas. Mă uit acum și din pe prisma Comisiei sau Agenției Naționale ANACEC-ului, da? Ca fiind membru al Comisiei de Experți în Pedagogie și Psihologie. O problemă care poate să apară în, nu că e problemă, dar iară să ne mai arunci încă ceva în adresa școlii doctorale din instituția noastră, pentru că eu așa am numărat, sunt vreo 6-7 teze în ultimele 2 ani care apar cu titlul de formare în competențe profesionale a studenților în cadrul disciplinii DT, în cadrul disciplinii management, în cadrul disciplinii DT. Și aici am început chiar să revolt, dar ce voi să faceți competențe acum la 25 discipline sau câte aveți voi sau așa mai departe. Cred că aici trebuia o leacă școală doctorală să fie mai flexibilă și să schimbe un pic, spre exemplu, formarea competențelor profesionale la studenții instituțiilor de DT prin primul sau un raport cu studierea limbii engleze sau prin prisma studierii de DT sau altceva. Să nu o punem în cadrul disciplinii, că noi au venit cam multe teze de acest gen și cam bate și la ochi și la urechi și așa mai departe. Deci materialul prezentat în teza dată este unul foarte pertinent, foarte bun și așa mai departe. Este una din nu prea multe teze, dacă îmi permite să spun așa, unde este foarte bine aranjată, foarte bine structurată și foarte logic aranjată, atât experimentul constatativ cât și cel formativ și cel de verificare. Este foarte bine aranjat, eu m-am uitat, am trecut prin teza asta vreo câteva ori, nu sunt eu cel mai versat în formarea competențelor, da, eu sunt mai aproape de practică, dar după logica care este aranjată teza asta, este una și foarte, foarte bine pusă la punct. Mi-a plăcut și acel, uitați-vă acum, în domeniul științei educației, mare majoritatea tezilor care sunt prezentate acolo, sunt prezentate numai decât de CERN. Noi avem câte un program, da, programul de formare la CERN, program de formare în coace. Acum ne-au impus că se face și un model pedagogic orientativ de formare a competențelor profesionale. Un model foarte bine pus la punct, aranjat de către autoare și este foarte bine prezentat în teză. Aparatul științific este foarte bine aranjat, structurat, expus, eu știu, așa, ca terminologic și așa mai departe. Poate ați mai trebuiască să mai faceți un pic de unde aveți trimitere la un singur autor, e de dorit, mai ales dacă aveți citate sau altceva, obligator să fie și pagina din sursa bibliografică din care v-ați folosit, da? Pentru că asta și ne cere ei. Adică am spus că este foarte mult material factologic. De fapt, eu am spus că eu sunt mai mult spre partea practică, dar ceea ce a făcut domnul ei, am văzut că este foarte mult. Sunt competențele foarte clare. Sunt care a fost nivelul la început, care a fost nivelul la sfârșit de experimentul formativ. Este foarte bine demonstrat cu calculul statistic și așa mai departe. Aici eu n-am nicio obiecție la chestia dată. Ce ține de concluzii? Concluzii sunt foarte bine aranjate, prezentate, descrise și sunt în concordanță cu obiectivele. Unica, eu știu, nu ca observație, nu îi spună prea tare, sunt observație, dar eu știu, doriți ca sugestie, ca aveți acolo, dacă nu mă înșel, vreo 17 publicații, sau cât. Acum la publicația să mă întorc, ea când aveți prezent obiectivul 6, cercetarea, și ea ca obiectivul dat, ale voastre aveți vreo 2 sau 3 publicații. Și la sfârșit, în paranteză pătrată, la concluzia dată, scrieți, faceți trimitere la publicația dumneavoastră. Adică sunteți acolo ca Anastas, sunteți undeva 30 sau 50 ceva, 57, 58, adică trebuie să trimitere la publicația voastră să fie în concluzie, este o cerință obligatorie. Bibliografia foarte bine stipulată. Nu știu dacă 235 poți să te lauzi că foarte multe. La noi nu-i cu cât mai mult, cu atât mai bine. La noi se cere ceva așa optimal, în jur de 150 până la 200. 235 sau 250, mi se pare mie cam bine. Nu e așa de mult, nu sunt
300 sau altceva. Între 200-220 consideră ceva bun. Foarte bine este prezentată bibliografia. Mai este puțin acolo de lucrat, dar se vede că este lucrat cu o mână foarte pricepută și sunt sub toate formele, toate acele punctuații și așa mai departe. Deci se cere în ultimul timp SBN-uri la manuale, cărți și așa mai departe, SSN-uri prin vorba despre conferințe și așa mai departe, este obligator să le scriem. Asta încă o dată dovedește că autorul a lucrat cu sursa dată. Da? Eu n-am fost de acord nici la NACEC cu cerințele cele care au apărut. A apărut, dacă nu mă șel, eu sunteți, îmi pare că prima care iese prin prisma școlii doctorale, da? Prima doctorat, de ce a apărut și metodologia nouă și așa mai departe. Ei acum au introdus un șir de cerințe începând din mai de anul acesta, da? S-au introdus ca fiecare doctorant care iese prin școala doctorală să aibă ca publicații minimum 3 articole în reviste. În reviste, ca Copernicus, în reviste cu BDI și mai departe, da? Minimum 3. Ceea ce eu am fost categoric împotrivă, tot ce apare ca lege astăzi, între vigoare, din momentul apariției acestei legi, nu poate fi retroactivă. Mâine se apare, eu ies la susținere și apare altă cerință, să zicem 5. Și atunci eu ce fac? Eu dacă am intrat azi în școală doctorală, eu trebuie să termin cu condițiile de azi, sau cu regulile care sunt astăzi, dar nu cu cele care mi le impun pe parcurs. De aceea, ei până la urmă mi-au spus că avem dreptul și în cazul când cineva din școală doctorală nu îndeplinește condițiile date, avem dreptul să depunem articolul într-o revistă și să primim o confirmare de la revista dată că articolul a fost luat în procesare, a fost luat în lucru. Și atunci ei să ne consideră. Ca încheiere, eu sunt de acord cu colegii care au propus ca doamne Nastase Natale să fie conferit titlul științific de doctor în științe ale educației la specialitatea 533-04, sport, kinoterapie, recreație, da? Educație fizică, sport, kinoterapie, recreație și cred că o să mă susțină și colegii mei. Acum, conform procedurii, rămân referenții și membrii comisiei de îndrumare. Restul vă rugăm să ne părăsiți pe 5 minute pentru a discuta, a pune la vot cele președinte. Da. Dacă... Mulți stimați membrii comisiei, onorată asistență, doamna pretendentă la titlul științific, în urma dezbaterilor care a fost în comisie aici, acum știți că este o nouă procedură de a aprecia valoarea lucrării și de a conferi titlul științific. Este un punctaj unde sunt 7 subdiviziuni la care noi punctăm începând cu numele de autori, vorba de actualitate, teme despre publicațiile și așa mai departe. Redactarea, prezentarea, teme și așa mai departe. Aici sunt 5, un punctaj din o grilă de 5, pentru punctaj, din 5 trepte, așa, da? Este, sau calificative, sunt 5 calificative. Este calificativul. Excelent, foarte bine, bine, satisfăcător și nesatisfăcător. În urma punctajului acordat de membrii comisiei, am ajuns la 24, asta este partea de sus a treptei foarte bine. S-a votat unanim, toți membrii comisiei au fost de acord, așa că a fost apreciat cu calificativul foarte bine, ce denotă că Consiliul, Comisia de Susținere a Tezilor este pentru a vă acorda titlul științific de doctor în științe educației la specialitatea numită mai sus. În acest context, dați-mi voie să vă citesc hotărârea comisiei noastre, da? Teza doamnei numai formarea competențelor profesionale la studenții instituțiilor de cultură fizică în cadrul disciplinii limba engleză, înaintată spre presiunea publică, corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova, iar autoarea merită conferirea titlului științific de doctor științei educației la specialitatea 533-04, educație fizică, sport, kinoterapie și reacție. Punctul 2. Comisia de doctorat intervine către Senatul Universității, Universitatea, cum a elaborat diplomele, de stat de educație fizică și sport, cu rugăminte de a aproba prezenta hotărârea Comisiei de Doctorat privind conferirea titlului științific de doctor în științe ale educației și transmiterea acestea spre confirmare Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova. Fapt cu care venim să vă felicităm din suflet, să vă dorim succes, felicităm la fel conducătorul științific, catedra unde s-ați organizat cercetările, membrii familiei, domnul student de-a meu, domnul Filipu, da? Și toți ceilalți care au membrii comisiei, bineînțeles, cei care au venit chiar din România să ne susțină și să dea
fac o analiză acestei teme. Școala doctorală cu, în frunte cu directorul școlii doctorale. Așa că încă o dată felicitări și numai bune. Dacă aveți a noastră un cuvânt din cheiere, vă rugăm, doamna Dare. Deci, stimate conducători științific, președinte, secretar științific, referenți oficiali, membri ai comisiei de doctorat, onorată asistență. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat mie astăzi și aprecierea tezei noastre. Țin să vă mulțumesc foarte mult, să vă doresc în primul rând în ziua de astăzi multă sănătate, liniște sufletească în familie și sănătate. Da, vă mulțumesc și fericitări cu o dată. Vă mulțumesc.